În ciuda sancțiunilor aspre pe care le riscă, tinerii nu dau înapoi de la viciul lor ilegal, chiar dacă un simplu fum îi poate aduce pe patul de spital. Marseară, un ploieștean de doar 20 de ani își putea pierde viața după ce a consumat substanțe etnobotanice pe care le achiziționase cu o zi în urmă din capitală. După ce i s-a făcut rău, unul dintre prietenii săi s-a speriat și a sunat la 112. Medicii au decis transportarea acestuia la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde i s-au acordat îngrijiri de specialitate, fiind diagnosticat cu agitație psihomotorică, consumator de substanțe etnobotanice. Ulterior, tânărul consumator a fost transferat la secția psihiatrie pentru supraveghere. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că tânărul respectiv a achiziționat țigările de la o persoană necunoscută din București. Ulterior, a fumat țigările respective și s-a făcut rău. În consecință, un prieten de-al său a solicitat ambulanța. Ulterior, spitalul a chemat polițiștii care i-au întocmit dosar penal. Chiar dacă starea sa de sănătate se află în afara oricărui pericol în acest moment, puștiul nu se poate considera norocos, dosarul penal fiind înaintat către parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova pentru continuarea cercetărilor.